Încasările în parcarea de la complexul comercial Rodna au crescut după înlocuirea lui Marian Rotaru de la șefia Direcției Publice de Patrimoniu. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că încasările au crescut de la 1100 de lei la 1900 de lei pe zi. Nu mai sunt probleme nici în privința rotunjirii sumelor, așa cum s-a întâmplat în trecut. Edilul susține că era imposibil ca timp de 3 zile consecutiv să fie încasări identice. S-a schimbat. În momentul de față se vede o evoluție corectă, spun eu, a modului în care este administrată parcarea de la Rodna. Adică n-am mai avut nici cifre rotunde și n-am mai avut nici sumele pe care le-a avusesem în perioada respectivă. Adică e o creștere, după părerea mea, substanțială. Adică dacă treci de la 10-11 la 18-19 pe zi, eu consider că e o creștere corectă. În niciun caz nu pot să-l iau acum pe domnul Rotaru, că nu s-a ocupat, nu a fost angajat pe postul de la parcare. Dar nu puteam să-l pun, nu o să pun niciodată, sau nu o să stabilesc eu ca directorul Direcției de Patrimoniu, indiferent cum se numește el, că se numește Tătaru sau Rotaru, pentru că aș crea un precedent. Adică dacă vă spun astăzi că domnul Rotaru trebuia să stea în parcare, o să mă întrebați mâine, dar de ce nu-l vedem pe domnul Tătaru? Și nu o să pot face chestia asta. Normal că orice director trebuie, prin fișa postului, să și verifice activitățile pe care le are în subordine, iar domnul Rotaru a fost în parcare. Din păcate, nu, fiind în parcare, nu s-au prea văzut. Nu prea a găsit soluțiile cele mai bune. Da. Sunt creșteri pe care mi le-a prezentat domnul Tătaru și v-am spus, surprinzător de data aceasta, nu mai există 2 sau 3 zile în care să apare și era anormal. Eu v-am spus din prima conferință. E anormal să-mi spui că în 3 zile consecutive ai aceleași încasări. Doamne, cum poți să se întâmple acest lucru? Este de precizat că Marian Rotaru, fostul director al Direcției Publice de Patrimoniu din Târgu Jiu, este acum director adjunct la Direcția Publică de Asistență Socială. Acesta se află însă mai mult în concediu, după cum a precizat Alina Toader, directorul Direcției Publice de Asistență Socială. Rotaru a stat mai mult în concediu de odihnă și a fost rechemat la locul de muncă pentru a putea să fie evaluat. Sunt câteva compartimente pe care directorul executiv adjunct trebuie să le coordoneze și să verifice dacă sunt îndeplinite prevederile legale și, mă rog, toate obiectivele pe care le avem noi, vă spun în general, iar în legătură cu domnul Rotaru, dumnealui a fost mare parte în concediu, inclusiv acum, așa cum vă spuneam, am făcut rechemare din concediu de odihnă pentru a putea fi evaluat. Cele câteva zile pe care le-a desfășurat, în care a fost în activitate, am pus la dispoziție legislație să citească, să vadă cu ce se ocupă Direcția de Protecție Socială, având în vedere faptul că dumnealui venea dintr-un alt specific sau o activitate cu alt specific. Și așa cum vă spuneam și acum, dumnealui era în concediu de odihnă pe anul 2017, da, neefectuate, da, și... Nu este exclus ca în urma evaluării Marian Rotaru să nu mai poată ocupa funcția de director adjunct al Direcției Publice de Asistență Socială Târgu Jiu.